Potrivit primarului Marius Stoica, au demarat și demersurile de obținere a licenței pentru noua entitate, astfel încât, începând din 15 iunie, deșeurile să fie colectate de la cetățeni în stația de transfer de pe raza localității și transportate la depozitul ecologic din comuna Izvorul Bârzii, de lângă Drobeta Turnul Severin. De asemenea, s-a decis ca prețul la tona de deșeuri, ce va fi practicat începând cu operaționalizarea serviciului administrat de primăria Orșova, să fie cu aproximativ 15% redus decât cel existent impus de firma de salubrizare, adică de 8,64 de lei cu TVA. Primarul a mai afirmat că pentru a asigura desfășurarea în condiții de eficiență și operativitate a serviciului de salubrizare, s-a încheiat un contract cu o societate din Timișoara, prin care aceasta se obligă să pună la dispoziția primăriei utilajele necesare colectării deșeurilor menajere.